Ok. Deci să zicem că în mare parte proiectul nostru este definit. Avem o zonă de reabilitare, o zonă de sistem rutier nou. Ar mai fi multe chestii de băgat, multe detalii, dar e mult de lucru. Și noi nu o să le băgăm pe toate. Eventual, pe urmă, poate o să fac câteva videouri în care o să explic și alte detalii cum se bagă. Ca decapare vegetal, ca îmbrăcare talos cu pământ vegetal, șanțuri, de exemplu, este tot mult, mult de povestit acolo. Bun, eu acum am luat 70 de kilometri, din ce cauză nu am luat tot tronsonul, doar 70 de kilometri, și așa e mult, 70 de kilometri, da, undeva 70 de kilometri, pentru că AutoCAD-ul nu ne permite să facem mai mult de 250 de planșe per DVG. Și noi planul de situație, planșele o să le facem cu civil. Și ca să le putem face într-un DVG, am tăiat până la 70 de kilometri. Bun, am pus zona de calcul 70 de kilometri, da, am definit aici zona de calcul și am împărțit în jumătate. Și în prima jumătate este, să zicem așa, primul tip care este reabilitare și a doilea tip care este sistem rutier nou. Ok. Și acum, ca să noi avem, da, poziție kilometrică, noi trebuie să mai adăugăm și număr profil, da, picheții. Profil 1, 2, 3, 4. Noi acum nu, încă nu avem definit numărul profilului, da? Avem decât poziție kilometrică. Bun. Și ca să-i adăugăm număr de profil, mergem aici la transversale și aici se adaugă profilele, da? Aici putem să tăiem transversale echidistante, dar nu putem să-i punem număr de profil. Și pentru asta noi trebuiască să adăugăm aici. Adaug câteva, îi zic aici kilometru 20, da? Și aici se adaugă numărul profilului, da? 1, 2. Bun. Deci noi putem să le adăugăm de aici manual, dar sunt foarte multe, având în vedere că aveam 70 de kilometri și dacă 70 de mii de metri, da? 70 de mii împărțit la 20, din 20 în 20 de metri, avem 3500 de rânduri. Nu avem cum să le băgăm manual și atunci noi facem în felul următor. O să salvăm asta în 0DTV, DTV, ok. Și fișierul ăsta se salvează în format text, TXT. O să-l deschidem cu un notepad, de exemplu. Da? Și aici vedem datele care le-am băgat eu. Avem kilometru 0 și pichetul 0, pichetul 20. Da? Și avem numărul 1, numărul 2. Aici, dacă copii acest rând, mă duc mai jos și îl inserez. Aici îi schimb 40 și aici îi pun 3, da, numărul 3. Și aici la fel trebuie să schimb numărul ăsta. Asta înseamnă numărul total de picheți. 3. Dau file save, merg înapoi și dau aici un refresh și dacă îl încarc, da, vedem a apărut cea treilea rând. Acum, ce facem mai departe? Deci, noi acest fișier îl încărcăm în Excel. Și acolo foarte simplu, foarte rapid putem să multiplicăm aceste cifre. Bun. Pentru Excel, eu am un Excel mai special, creat de un coleg, care mi ajută să încarc foarte ușor un fișier, da? De exemplu, eu am în rădăcină, aici în rădăcină, acest fișier 0DTV, undeva pe aici să fie, 20DTV, 0DTV, da? Și eu aici zic, încarcă 0DTV. Inserează și el, îmi dă eroare. Ok. Nu s-a pus cu punct, s-a pus cu virgula. Virgula. De ce virgula? Punct. Inserează. Perfect. Și acum ne-a inserat fișierul și mie îmi trebuie aceste trei valori să le iau. Mă duc, le deschid aici într-un fișier nou, le inserez. Ok. Și mai mergem noi de aici. Trebuie să luăm poziția primului. Dacă noi proiectul începe de la 0, începe de la 131.660, o să luăm poziția asta și o introducem aici, asta este primul pichet. Bun, următorul
este egal cu 131 680. Ok, și atunci le luăm pe astea două și le tragem în jos. Da? Și ar trebui să primim, dar nu primim. Nu e bine. Asta trebuie să-i ștergem astea de la... Cred că nu calculează el corect. Ia să vedem acum. Da, vedeți? Doar tragem în jos și aici se pune din 20 în 20. Aici nu se pune bine. Iarăși trebuie să-i ștergem asta. Să-i scoatem punctul ăla. Ok. Și acum dacă tragem, acum e bine. Da? Deci aici avem din 20 în 20, aici avem numărul 1, 2, 3, 4. Bun, tragem până în jos. 130, 140, 150, 160. Ia să vedem până la cât avem noi. Până la 201, 660. Mai tragem în jos. Până la 200. Aoleu, cât de multe. 201. 660. 3500 de profile. Nu știu cum o să le încărcăm noi pe toate. Dar o să încercăm. Copiem. Mergem înapoi și inserăm aici. Deplasare celulele copiate. Deplasare celulele la dreapta, deplasare celulele în jos. Ok. Mergem până în jos să vedem ultimul profil care este. Peste trei le ștergem. Și în total avem 3501, da? Deci mergem mai sus, înapoi. Și aici trebuie să scriem 3501. Ok. Dăm un clic pe butonul ăsta, salvează, modifică. Și mergem înapoi la transversale și încărcăm fișierul ăsta creat nou. Da? Și am primit aici 3501 de profile cu numerotarea. Ok, o să salvăm acest fișier și îl numim PK. Și dăm pe generează. Aici nu trebuie să bifăm nimic, pentru că dacă bifăm aici, o să ne adauge și alte secțiuni transversale în afară de astea care avem aici definite. Dăm acum generează. Ok, și acum dacă îi dăm și aici un calcul, o să vedem că deja transversalele noastre au un număr de profil. Da, deci vedem aici profil numărul 1, 2, 3, 4, 5 și tot.